Astăzi vom vorbi cu doamna Liliana, așa cum am spus. O să-i spun bună ziua, doamna. Bună ziua. Spuneți-ne dumneavoastră povestea asta urâtă a vieții dumneavoastră. M-am căsătorit cu soțul meu acum 12 ani. 12 ani am stat cu el. Și în tot timpul acesta a fost un om violent, mai ales când bea. Când era treaz, nu era un om chiar rău. Ne puteam înțelege, dar se întâmpla mai rar. Numai dacă mergea să jure la preot sau chestii de astea, să nu bea, ne înțelegeam, dar altfel nu. Cum adică jura la preot? Mergea și spunea nu mai beau și nu mai beau? Nu mai beau și pe cât o perioadă de timp că nu mai consumă. Nu mai consumă alcool. O perioadă cam cât? O săptămână, două? Pentru un an era sau pentru 5 ani sau pentru... Dar deci... nu se ținea de, niciodată de promisiune. Deci cam cât s-a ținut cel mai mult? Să zic așa, 8 luni, acum câțiva ani, 5 ani, din... 8 luni de zile. Dar da. Să înțeleagă telespectatorii dumneavoastră, de cât timp sunteți aici? În pușcărie sunt din 2008. Deci din 2008 sunteți da, aici? Arestată din august. Și aici, în Târșor, am venit nu acum Nu aici, în Târșor, și... în penitenciar. În penitenciar, da, în general. Deci în 2008. După... Ați mai fost ruată înainte de această infracțiune? Nu, ați avut nu n-am avut probleme cu legea, n-am avut probleme cu nimeni. Nu. Am înțeles. Deci, a fost primul dumneavoastră soț? Nu, al doilea soț. Al doilea soț. Cu primul aveți copii? Cu primul, cum să vă spun, eu am fost căsătorită de 3 ori. Uh-huh. Deci, primul soț, am stat cu el 3 săptămâni sau o lună, cam atâta. După aia am divorțat. După un an m-am recăsătorit, am stat cu soțul ăla 8 ani, din care am și un băiat. Și după al doilea soț am stat 5 ani cu copilul, eu am rămas singură cu copilul și după 5 ani m-am recăsătorit cu actualul care a fost pe care l-am omorât. Primul soț, 3 luni și ceva a stat cu el, a fost căsătorită legal. Da. De ce v-ați despărțit de el? Pentru că am început să devină violent. Și eu eram un copil, aveam 18 ani și el era în vârstă mai cu vreo 9 ani ca mine. Mai fusese căsătorit de 2-3 ori, nu știu de câte ori. Și am început cu bătaia. Și am plecat la părinții mei de la el. Era din satul vecin cu noi, am plecat la părinții mei și ne-am divorțat. Deci părinții mei au vândut o vacă și mi-au dat banii și am divorțat. Am înțeles. Al doilea soț? Al doilea soț... Cum l-ați cunoscut? O venit așa, ca la sărbători, să mergem la bal, la distracții. Și chiar știa că am fost căsătorită, dar nu aveam copii. Și ne-am dus la bal și după aia am plecat la el acasă. A fost, cum se spune, dragoste la prima vedere. Da. V-ați plăcut da. Și ați rămas și am plecat, chiar am și fugit de la părinții mei. Nu au fost de acord părinții mei să mă căsătoresc cu el, dar am plecat. Care era motivul? De ce nu vreau ei? Nu aș putea spune care a fost chiar motivul, așa, în vremea aceea era altcineva care vrea să mă ia în căsătorie, veni să vorbise cu părinții mei și era un băiat care lucra la Brașov și vroia o viață mai bună, să mă duc la oraș, să lucrez și eu să, așa, și eu n-am acceptat pe respectivul și am fugit. Așa a fost să fie, așa a fost soarta ta, cum se spune. Da. Ai fost fericită cu cel de-al doilea? Nu. O perioadă de vreo câteva luni. N-am a fost bine. Da, a fost bine. Dar după aceea pleca la lucru la ferme de stat pe la Iași și acolo bea cu bărbieții, cu astea și venea acasă, beat, permanent, gelos, o devenit. Și mai târziu, după 2-3 ani, am avut copilul cu el. Și am plecat și la oraș, am stat cu el la Reșița câțiva ani. Am zis că acolo o să se îndrepte, o să fie în oraș, o să fie mai bine. Lucra ca tractorist, dar și-a găsit timpul, alt anturaj acolo. Și-a găsit alt anturaj cu șoferii, cu tractoriștii, cu pe șantier, așa. Venea poliția, îl lua când făcea scandal, îl ținea până dimineață. Dimineață venea din nou acasă, se îmbrăca și pleca. Tu ai lucrat, Liliana?
Am lucrat și eu o perioadă când am fost căsătorit cu el, 6 luni am lucrat pe șantier, după aia am lucrat un pic la confecție, dar nu m-a lăsat la serviciu de gelos. Tu ai o specializare a ta? De la școală când am terminat lăcătuș mecanic. Așa. Și la confecție iar am făcut curs de calificare. Și am lucrat. Te-ai priceput, nu? Da. Adică tu nu fugeai de muncă, cum să spun. N-am fugit de muncă, ca așa cum după ce am venit de la Reșița, ne-a cumpărat părinții mei casă lângă ei. Am venit cu tot cu soț, cu tot cu copil. Mă gândeam că o să se îndrepte fiind lângă părinții mei. Ai plecat de acolo, de la țară, ai plecat la Reșița? Da, am stat acolo câțiva ani. După ce am avut copilul, m-am întors. Avea copilul meu 2 ani. Deci au făcut părinții tăi, să zicem, sacrificiu și mi-au cumpărat o căsuță. Sacrificiu și ți-au cumpărat o căsuță să fie acolo. Da. Ești singură la părinți? Nu, suntem 6 frați, din care eu sunt cea mai mare. Și totuși, așa cum și la toți părinții mei, la toți 6 frați ne-au cumpărat case. Deci pentru fiecare copil în parte, eu cumpărat casă la toți. Părinții adevărați, cum părinții se spune. Părinții noștri, da. Părinții adevărați, că până la urmă sunt 6 copii, e foarte greu. La toți 6. Deci vă cumpără o căsuță acolo, ca tot să fie bine, să fie bine și fetei mai mari, cum se spune. Da. Veniți cu copil cu tot? Da. Păi o să vă ajutăm. Bine, am reparat casa, a fost bătrânească, o reparat-o, renovat. Cine a tot absolut. Mi-au pus podele. Cine a reparat? Părinții așa? Mei. Deci tot ei. Tot părinții mei. Da, și-au dat un porc din curte ca să-mi cumpere scânduri, să-mi cumpere ce trebuia la casă. Mi-au făcut sobe cum la țară. Și a fost bine în perioada aia? Câteva luni, să zic așa, 2-3 luni. Și l-a ajutat tatăl meu, l-a luat la fermă, l-a angajat iar ca tractorist. Acolo iar s-a dat pe băutură, umbla cu minciuni, păra bărbații, ce făceau ei pe acolo, la inginerul, la una, la alta, și l-a dat afară. Și eu lucram la câmp, el a încă colectiv, am prins cu parcele, cum se zice la noi, la Moldova, am lucrat la colectiv. Mi-am luat porții de ceapă, de roșii, ce era acolo, și se lucra la grădina de legume. Și eu lucram și el stătea și cânta din acordeon la capătul bucății. N-avea nicio treabă. N-avea nicio treabă. Și când am terminat de strâns de pe câmp, eu m-am dus acasă, a venit cu o mașină să-mi vândă ceea ce am câștigat eu și m-am întors și am fugit de acasă când am văzut mașină și i-am cunoscut cămașa galbenă, că era îmbrăcat, zic, se duce și-mi vinde ceapa. Că cu aia ne întrețineam, cu ce câștigam. Și nu mai luat omul ăla ceapa, au rămas. Am valorificat-o eu după aceea. Te bătea dacă nu erai de acord cu el? Ce se întâmpla? Da, și era și violent și vorbea și urât și nu ne lăsa să dormim până la 2-3 noaptea. Ne jura în continuu și pe mine și pe copil. Tu când l-ai cunoscut pe băiatul ăsta atunci, în noaptea aia la bal, știai despre el ceva? Știai că e un băiat muncitor? Ce știai despre el? Nu știam de el aproape nimic. Știam că era cântăreț la... cânta la nunți, la botezuri, la... Era văzut cumva așa, dacă n-ar fi, nu s-ar fi dat în băutură. Și n-a mai practicat muzica, să zic. Nu, că pe băutură și-o dat și acordeonul. Și era un foarte bun tractorist. La Reșița sau la premiu, la circulație. Adică el dacă făcea o treabă, o făcea bine. Da. Problema era că era și băutura și nu putea să le facă pe amândouă odată. Nu, le făcea pe amândouă odată. Și cum te-ai gândit să te desparzi el? Când a fost momentul? Aici, când am venit la țară, am mai stat, să zic așa, un an de zile cu el. Deci, dar în timpul ăsta, deși era și divorțul, am băgat divorț, că nu se mai putea. Da. Nu se mai putea trăi cu el. Înțeleg. Îmi lua și munca mea să o vândă, să o beie. Mai se ducea și mai trântea pe maică sa de pereți, imediat bani să beie și n-a mai rezistat. Ăsta este cel de-al doilea soț? Da. Ai stat cu el exact 8 ani. 8 ani de zile. Da. Care aveți și un copil. Copilul câți ani are? Copilul are 23 acum. Mulți înainte. Ai este un băiat căsătorit, mare. Căsătorit. Am și 2 nepoței. Să-ți trăiască. Băiețel și fetiță. Și acum cel de-al treilea soț. Cel care l-ai și omorât. Da. Cum s-a întâmplat cu cel de-al treilea? Al treilea soț l-am cunoscut la o livadă la noi în sat acolo. Lucra la un patron. Și era harnic. El s-o lua de mine, că eu nu-mi stătea capul după bărbați. Stătusem 5 ani deja singură cu copilul. În acea căsuță? În căsuța mea, da. Și lucram la câmp. Și astăzi și mâine așa s-o luat în vorbă cu mine, după aia se ținea de mine, după aia
ne-am întâlnit întâmplător când venise patronul ăla și m-a lăsat pe mine la lucru la livadă și m-am dus acolo și acolo a început totul. Deci ne-am înțeles să ne căsătorim. El mai avea copii? Nu, nici nu fusese căsătorit. Da, nu te-ai întrebat de ce nu s-a căsătorit până atunci? Era și mai mic ca mine cu 10 ani. Era mai mic ca tine? Da. N-am știut câți ani are, cum m-a păcălit. Deci n-am știut câți ani are. Deși era la două sate de mine distanță. E tot și în aceeași el era comună. Dintr-o familie bună? Nu chiar. Un tată alcoolic. Și ei au fost necăjiți, mulți frați, că de-aia m-aș căsători cu el. Mă gândeam că dacă tatăl lui a fost rău și se plângea și el de chestia asta și spunea tot timpul că el n-a să facă ca taică-su, că taică-su le-a luat și bănuții care îi câștigau ei. Sunt mulți copii acasă au fost. Și m-am gândit că dacă el a fost necăjit și eu necăjită și el n-are unde pleca, să ne luăm. Și să fie bine. Și să fie bine, da. Și a venit la mine acasă. Deci așa, a venit cu cât pe el. Și nici mai târziu părinții lui nu l-au ajutat cu nimic, așa nu i-au dat nimic. Dacă nici nu, când a fost el lângă ei, da. Nu l-au ajutat. Nu. Mai nu. Târziu nici atât, nu. Mai ales că au văzut că avea. Da. Au făcut și el pușcărie înainte de să căsători cu mine, care eu n-am știut. De ce? Pentru furt. A, făcuse infracțiune. Ca să bea. Furt. Da, pentru furt. Și nu prea l-am cunoscut așa bine, dar văzându-l la oamenii ăia, mi s-a părut că lucrează, e muncitor, venea și mă ajuta și pe mine. La munca câmpului. La munca câmpului. Venea așa, încă nu eram căsătoriți, dar totuși venea. Și m-am gândit că o să fie bine, dar... El ce mai făcuse înainte? N-ai mai aflat nimic? Ce mai lucra el? Cum? De, pe la vie, pe la ferme, așa. Deci tot în agricultură? Tot în agricultură, prin țară. Altceva nu știu să fie făcut. Și acum, spune-mi cum s-a derulat toată viața ta cu acest om, care este numele mic? A cui? Celui care l-ai omorât. Vasile. Vasile. Și noi ziceam Valică. Așa, Valică. Am stat 6 luni cu el fără stare civilă, după aia ne-a luat stare civilă. Stare civilă, vă pot spune că a luat o bătută. De ce? M-au bătut. Ca să te căsătorești cu el? Erau băgate actele, deci au fost foarte bine, n-am avut probleme până atunci. Și în timpul ăsta, în alea 10 zile, când ne dă nouă, cât se dă timpul ăla de gândire, m-au bătut. Păi și am luat stare civilă cu ochiul vânăt. Păi, dar de ce? N-ai mai vrut tu? Te-ai răzgândit în perioada asta? Da, băuse și început să-mi spună că el așa o să stea cu mine, numai dacă îi trec casa înscris, că el, eu fiind mai în vârstă, am să mor și el n-are unde rămâne, că fiul meu va crește și îl va da afară din casă. Aha. Deci ăsta a fost cel mai mare motiv din care a început el cu mine ceartă. Înainte să vă căsătoriți? Da. Și, păi și după nu i-ai spus că trebuie de fapt să-și facă el singur o casă? Da, mi-a spus, dacă îți trebuie, poți să-ți faci încă una, suntem, poți să muncești și eu, poți să muncești și tu, facem alta alături, pentru noi doi, și asta să rămâi la copil. Și a doua zi, bineînțeles, că a zis că îi pare rău și o plâns și așa, l-am iertat. Am zis că... Da, el te-a mai bătut până în momentul ăla? Nu. Nu, atunci a fost prima dată. Te-a bătut rău sau doar ți-a rău, dat cu lupa? Rău, de m-a învinețit. Păi și tu te-ai mai dus să te mai căsătorești cu el? Da, așa m-am dus să m-am căsătorit cu el. Păi de ce mai, Lilian? Pentru că m-am gândit că au avut o ieșire așa și au fost influențat poate de părinții lui cu casa, tu atunci, cu vorbele. Aha, tu atunci, după ce ai fost lovită, ai vorbit cu cineva? Nu. Cu mama ta, cu cineva? Să-i ceri un sfat, mă, uite ce mi s-a întâmplat. Să știți că toată viața mea cât am stat cu el... Nu s-a afirmat către oameni să-l vadă că el stă, că mă bate sau eu să spun la cineva că am o viață grea cu el. N-am mai vrut să știe lumea ce pățesc eu pentru în casă. Pentru că ai avut atâtea... Fusesem căsătorită de 2 ori și mă gândeam că la țară lumea, toată lumea spune că uite, asta iar s-a măritat, iar o lua bărbat, nici ăla nu bun. Ea e de vină. Și am stat și am suferit așa 13 ani, 12 ani jumătate. Cu ăsta? Cu el, da. 12 ani jumătate am stat cu el. Ai stat ceva? Da. Am muncit la munca câmpului. Te puțin. Deci înainte să faci acele acte, să treci pe numele lui, iei o bătaie bună, te duci cu ochiul vânăt la primărie acolo și semnezi. Ești căsătorită. Spune-mi ce se întâmplă de aici încolo. Ai făcut copii cu el? Nu. Nu făcea el copii sau nu mai n-am, nu, nu s-a întâmplat să rămân însărcinată și nu... El nu ți-a reproșat că nu faci un așa... copil? Foarte rar. Cu copilul tău se înțelegea bine? A încercat el să-și bată joc de copilul meu, dar
i-am spus să îndeie pace la copil, că nu e al lui și eu mi-l cresc cum știu eu și cum cred eu ca să fie un copil cu minte. Și atunci mi-a zis și n-am să am treabă cu tine, cu copilul tău, dar voi avea treabă cu tine atunci. Ah. Îți las copilul în pace și am treabă cu tine. Și ce-ți făcea? Te bătea? Deci, dacă copilul meu greșea, avea scandal, dacă, ca copii, că... Mm-hmm. Deci totul se răzbuna la, cu mine. Toate... Crezi că îi stătea așa în coastă copilul ăla? Eu cred că eu stat în coastă, pentru că nu se juca cu el. Era așa, cum să spun eu, se comporta cu el așa, distant, vorbind cu el, dar foarte rece. Mm-hmm. A fost o fire rece cu copilul meu. Cu tine era și... la fel? Da. La fel? Tot rece. Și chiar dacă dădea o bomboană la copilul meu sau venea beat și lua și el un pachet de biscuiți ca să... Să fie bine? Să-i dea la copil să vadă că totuși îl servește cu ceva. Îmi scotea mie ochii. A, uite că i-am luat lufitul. Ce spune? Deci, ce erau banii mei, dacă mergeam la lucru cu ziua, că nu mi-e rușine să vă spun, da, am ce, lucrat doamne? Cu ziua la patroni, am să lucrat la oameni în sat. O rușine. Am fost foarte văzută la mine în sat cu munca. Eu am lucrat orice unde a fost, cât de greu a fost. Deci banii mei erau ai noștri și banii lui erau ai lui. Da, el banii avea destul de rar totuși. Da, că el mai codea pe aici, pe acolo, du-te tu astăzi, las că merg și eu, mai mergeam și împreună. Și bineînțeles că era trecerea pe la bar și pe la ăstea și se duceau banii. Nu, nu puteai să-i reproșezi că să se lase de băut sau îi nu puteai să-i... Știți, când a doua zi, când se trezea, îi reproșam, îi spuneam. Și atâta, era alea 5 minute să-l las în pace, să nu-i mai zic nimica, să îndreaptă, deci nu mai face, până seara, până uita și seara începea din nou. Stăteai și... în același caz, aceeași loc cu copilul? Da, da. În așa 12 ani jumate n-ai reușit să mai faci o casă așa cum n-am mai reușit. Vrea el am la început. Am făcut un pic de anex, am făcut o anexă lângă casă, dar și aia am lucrat la un patron. I-am îngrijit de vaci o iarnă întreagă ca să-mi dea un vițel. Am crescut vițelul, l-am vândut și mi-am luat material și mi-am făcut o anexă lângă casă. Și când am reușit și am luat al doilea vițel, mai târziu, l-a luat de pe câmp, era deja vacă dată la montă, a făta, l-a luat-o de pe câmp, mi-a vândut-o, a plecat în Italia. Și a stat în Italia 9 luni de zile și a venit gol cum a plecat. Deci fără să spună ți-a luat vaca. Da, a venit numai cu banii, dar nici nu mi-a spus că el a luat 5 milioane și mi-a spus că numai 3. Și de acolo să-i cumpăr de îmbrăcat și să aibă de drum, să plece el în Italia. Că el o să câștige și o să fie bine, să îndreaptă și nu o să mai fie probleme între noi. Și tu l-ai crezut așa de fiecare dată când îmi spunea? Tot l-am iertat și tot am tăcut. O plecat în Italia și, cum v-am spus, o venit fără nimica. Deci o venit când s-o căsătorit copilul meu. Asta a fost mai târziu când a plecat în Italia. Și foarte puțin bani. Între astea 9 luni mi-au trimis și mie, zic, 1000 de euro. Ce făcea? Dar nu acolo? Cred că nu, a fost 1000 de euro. Lucra la... El mi-a spus la roșii. Mm-hmm, la agricultură. Roșii. Da, mm-hmm. Dar nu știu. Acum chiar nu mai cred nimic din ce mi-a spus. Cum s-a întâmplat nenorocirea asta? După timpul ăsta, vă spun imediat, a plecat, s-a angajat pe șantier undeva, venea la săptămâna la casă, atunci e... Undeva aici în țară? La Suceava. Uh-huh. Așa. Și venea sâmbăta, nu pot să spun, am... venea, făceam datorii la magazin, luam și de mâncare și lua și el de băut. Și cu banii mai mult îi dădeam pe mâncare, că lui îi trebuia pachet, îi trebuia în geantă pus pe o săptămână de mâncare și nu mânca altceva decât să fie salam, să fie pulpi, să fie cât mai bun, să nu se facă de râs la serviciu. Da. Și după aia s-o lăsat de serviciu de acolo, o mai mers pe la CFR-ul, s-o lăsat și de CFR-ul și tot așa a umblat din muncă în muncă. S-au mai dus și cioban, o lăsa și ciobănia, că patronul ăla nu-i bun, că ăla nu-i bun. Era un lucru bun, începuse să mai plece de acasă, să zic așa. Da, da. Pleca și venea fără nimic. Să o mers pe la Botoșani, să lucreze și pe acolo, pe ceva construcții, nu știu. Eu venit într-o noapte de sculț și mor de beat, fără haine, fără nimic, că el nu se mai duce, că patronul e așa, așa, așa. Deci oriunde a umblat la lucru, a venit și tot. Cu patronii nu erau buni, că numai pe el îl pune la lucru, că nu mai lucrează, că nu mai îl muncește și s-a lăsat de toate.
Nu crezi că avea și vreo femeie care îi dădea și ei de nu avea niciodată bani? Nu pot să știu asta. Nu știu. Nu pot să știu, pentru că nu l-am urmărit. Nu mi-a stat mie capul să fiu geloasă pe el, să știu, să... Nici n-am dat importanță niciodată, nici la ce glume au făcut cu cineva sau... Nu a fost felul meu ăsta de a judeca. După aceea am un frate la Ocna Sibiului. Și ne-a dat nouă un telefon și a zis că s-a angajat la o firmă Harting pentru femei, firmă de cabluri, așa se chema la Sibiu, Harting. Și mi-a zis că este un loc să vin și eu să mă angajează și să las pentru copilul căsătorit și stă la nora mea, să încui ușile la casă și să mergem la serviciu și el să se angajeze la, pe șantier și eu să merg la fabrică. M-am gândit că două salarii o să fie bune în casă. Chiar și, perfecte. Da. Și mai ales acum, cum e copilul proaspăt căsătorit era, ajut și copilul meu și mai modific și o casă, o mai aranjez, o mai fac. Copiii cresc al lui, nepoții, rămâne cuiva și acolo. Și ce credeți că s-a întâmplat aici? Și-o găsit tot așa pe șantier băieți care au făcut pușcărie. Beau, se distrau. Mă suna și îmi spunea că el e la Ciubuc și el era la striptease în Sibiu. Mergea pe la baruri noaptea și pe mine mă păcălea că e la serviciu. Început să-ți placă viața de noapte. Da. Mergea pe, printre lacuri, la Ocna Sibiului, acolo e stațiune și pleca printre lacuri. Și banii lui se duceau pe băutură, pe distracții. Și eu aveam 5.300.000 și cu alea plăteam gazdă, plăteam asta, lumina, plăteam gazul și să mâncăm. De fapt, de asta te-a adus acolo, ca să ai grijă de el. Să-l îngrijești, normal, de fapt. De asta a vrut. Cu bonurile de masă umpleam frigiderul ca să aibă el, că e bărbat și merge pe șantier și trebuie să nu se facă de râs față de colegi. Eu îmi puneam un sandwich și mi-ajungea. Și cu asta am trăit, cu banii mei și acolo la Ocna Sibiului. Am stat 7 luni. După 7 luni s-a întâmplat chestia asta. Cum că s-a l-am întâmplat? Omorât. Lucram în schimbul 2 și la ora 10 seara l-am sunat. În schimbul 2 unde? Acolo la Harting, la fabrică. La fabrica asta, da? Da, la cabluri. Acum, în ultimul timp, lucram și la Controm. Testam cablurile electric. Le duceam în Germania, că patronul era un neamț. Și am avut servicii foarte bun. Deci mi-a plăcut. Cu halat alb, cu rățenie. Dar... Tu ești și eu, o femeie, înțeleg, muncitoare. Și da, nu ți-a fost... Nu mi-a fost frică și oriunde am lucrat, oriunde, dacă nu știu, învăț și tot fac ceva. Și atunci l-am sunat eu, văzând că în ziua aia el avea zi de salariu, și l-am sunat să văd unde îi. Și unde credeți că era? Între lacuri. Îi cânta muzica. Când l-ai sunat, ai auzit la telefon da, muzica, nu? La 10 noaptea, da. La 10 noaptea, că lucram în schimbul 2. Și l-am întrebat unde este, el în loc să-mi răspundă unde e, mă întreabă dacă îmi place muzica. I-am spus să meargă acasă, eram și în curățenie la gazda unde stăteam. Făceam curățenie, am dat cu vară, am cu lavabil, cu așa. Singură? Singur, da, cine să-mi facă. Și îl rugasem să-mi pună un dulapaș în bucătărie, să-l mute și să pui altul în locul lui, că erau niște băieți acolo în curte, să-l ajute și așa. Să am răbdare că el îl pune. Când am venit la 11:30, nu era acasă. 11:30 noaptea? Noaptea, adică... când am venit la servici, nu era acasă. L-am mai sunat de câteva ori și m-a înjurat. M-a vorbit foarte porcos la telefon. Și atât de rău m-am simțit știind că sunt cu băieții la masă și numai atât m-am gândit... Care băieți la masă? Ăia cu care bea el, prietenii lui. Mă gândeam ce-o fi zis aia când vorbește așa cu mine ca cu ultima femeie de pe stradă sau mai știu de unde. Tu, tu erai la tine acolo acasă, da? Da, la gazdă, venisem. A, și erai la masă cu mai multă lume. Nu, el era la băutură. A, el era la băutură. Că eu l-am sunat de acasă. Când am ajuns, nu era acasă. Așa. Și o venit la 12:30. Mor de beat. Și căuta să-și ia pantofii în picioare, că el... De beat și-a fost, nici n-a văzut cum s-a dus la băut. Că el venise, cred că de la servici, cum avea obiceiul cu bea cu colegii, s-a dus în șlapi, între lacuri.
Și când a venit, a vrut să-și ia pantofi, l-am întrebat unde merge, el nu, că el merge să cumpere doi sagi, să-mi aducă doi sagi de ciment. Vă dați seama, la ora 12:30 noaptea, de unde aduce sagi de ciment? Și nu l-am lăsat. M-am ținut de el și în stradă era încă doi băieți. Pe unul din ei îl cunoșteam, pe el alt, nu știu cine erau. Și l-am întrebat pe ăla, mă, Cornelie, dar unde îl duci tu pe ăsta în halul ăsta? A, l-aștepta cineva la... L-așteptau, că ei așteptau un taxiu să plece la striptease. Deci ei vreau, de fapt, să meargă la striptease, da. De aceea și-a luat și el pantofii. De aia și m-a păcălit pe mine că el merge să-mi aducă ciment. Doi sași de ciment. Dacă eram în curățenie, dar, el... de fapt, în stradă erau acești băieți erau... care l-așteptau. Da. Probabil că erau aceia care, la acel lac. Cu care au băut. Băuse, da. Sigur. Și am zis că mergem și noi să ne distrăm la striptease în Sibiu. Deci băiatul a zis adevărul. Uh-huh. Și i-am spus, dacă îl luați cu voi, mă duc la poliție mâine și vă spun. El nu a adus niciun ban acasă, deci nimic. Știam că a luat salariu, l-am întrebat de bani, a zis, nu mă interesează. Și i-am spus, voi ați băut banii, vă duc la poliție și vă spun dacă voi îl luați cu voi. Atunci ăia i-au zis, băi, tu nu mai vii cu noi, noi plecăm singuri. Du-te acasă cu nevastă ta. Unul din ei a vorbit foarte urât cu mine. Mi-a zis urât de tot. Și m-am furiat și am dat o palmă lui ăla. Și pe el l-am tras de mână și hai acasă. Apoi pe stradă, nu vă spun cum, picioare în fund, izbituri de zidurile căsilor, că tot a mai fost până la mine. Pumni, până în casă. Și în casă iarăși înjurături și că el pleacă, o lua cuțitul de pe masă să mă taie, făcea scheme cu el în fața mea. De beat l-o scăpa jos. Eu l-am luat frumos și l-am pus pe altă masă ca să nu-l vadă el din dos la televizor. Deci n-am avut un gând ca să-l omor eu noaptea aia pe el. Și atunci, înjurându-mă și făcându-mă în tot felul urât posibil, până m-a făcut și târfă, care n-avea niciun drept să mă fac așa. Atunci l-am întrebat, zic, dacă sunt mai importanți prietenii tăi la tine, eu ce sunt în fața ta? Iar mi-a zis urât și atunci mi s-a negrit în fața ochilor. M-am dus afară după un topor, am venit și l-am omorât. Dar cum am făcut-o, nu știu. Am avut, cred, cu cădere psihică, am fost găsită și bolnavă psihic după aceea, la expertiză. Spune că când a venit la expertiză a lui Ian, cum să spun eu, expertiza lui medicală, uh-huh. O zis că am dat peste 10 lovituri de topor. Dar eu nu le știu. Unde e? În cap. În cap. Zice că a avut peste 10 lovituri, dar eu nu realizez și nu știu. Ți-ai văzut dosarul? Nu m-am uitat la poze. Nu te-ai uitat la poze. Nu m-am uitat. Că am zis că dacă nu țin minte și nu... Deci nu-i mie în creierul meu ce am făcut și nu știu, n-are rost să mă uit să mă răscolesc. Că n-am vrut să mai am amintiri din astea. Cum te-a găsit poliția? Ce s-a întâmplat de aici? După ce mi-a revenit eu așa, lovindu-l, mi-a revenit, am pus toporul lângă perete și l-am lăsat în casă și m-am dus și m-am predat la poliție. Mi-am dat seama ce am făcut. Cum? Poți să-ți imaginezi acum? Să-l vezi acum? Da, era întins jos. Întins? Cu da, fața în sus? Cum cu era? Fața în sus. Și unde avea sânge? La cap. Eu cel puțin vedeam așa mai negru. Nu pot să disting culorile. Mm-hmm. N-am putut distinge culorile. Deci ceva mai întunecat așa l-am văzut. Era baltă de sânge pe jos? Probabil. N-am dat importanță, nu știu. Atunci nu, și, n-am și realizat. Și toporul de unde l-ai luat, Liliana? De afară. Deci te-ai dus după topor? M-am dus după topor. Dar nu îmi dau seama când și cum am dus și cum am venit. Pentru că în fața mea acolo, în hol și astea, erau găleată de var, de lavabil, de toate astea cum cu care nu tu? Mă mir cum din am... Nu le-am, văzut, nu am dat peste ele ca să mă... A, erau multe puse, da, anapota, să zic așa. Da, nu m-am între ele așa, că dacă lucram singură, eram și la serviciu, când veneam, făceam câte ceva, iarăși le lăsam așa ca să nu umblu după ele toată ziua. Ți-ai adus aminte în momentul ăla unde-i toporul? Da. Dar spune-mi, ce te-a deranjat pe tine cel mai mult? Faptul că te lovea el sau ceea ce îți spunea el? Mai mult ceea ce îmi spunea. Să știți că m-a durut foarte mult.
psihic m-a terminat. Atunci ai da, căzut psihic. M-a terminat în toți acești ani, așa s-au adunat. Pentru că vroia casă, nu încăpea de copilul meu. Înainte de a face fapt, au fost copiii mei la mine, deci norașul cu băiatul, că eu așa zic copiii mei la toți, și noră și nepot și toți și așa. I-am chemat la mine, le-am trimis bani de drum, i-am chemat la mine, am adus copiii și bine a făcut că i-am văzut că nu știu dacă îi mai vedeam. Le-am cumpărat, cam 10 milioane am pus la bătaie și le-am cumpărat cadouri. Uh-huh. Ai vrut să fie bine. Pantofi, haine, ce am putut și eu acolo așa. Și cu tot, cu drumul lor, bineînțeles, le-am plătit și drumul înapoi. Să nu vă spun câte scoateri de ochi am avut. Dar preferai să-ți scoată ochii numai să fie copiii tăi bine, să spunem așa. Am preferat și înjosirea lui și orice, numai să fie copiii mei bine. Deci am stat și am suferit. Poate dacă nu cădeam așa psihic în seara aceea, nu se întâmpla și mai sufeream în continuare. Cum ți se pare? Ți se pare că e bine, că nu mai suferi? Cum vezi tu, cum simți lucrurile, cum le vezi astăzi? Să știți că sufăr. Nu din partea lui, dar sufăr eu așa ca persoană. Pentru că sunt de parte de copii, de cei dragi. Și mediul ăsta închis. N-ai o libertate, n-ai cum să ieși afară, să când vrei, cum vrei. Nu poți să lucrezi, ce să lucrezi? Că dacă aș lucra ceva, ar mai trece timpul altfel. Liliana, când s-a înnegrit, când ai văzut negru în fața ochilor, la ce cuvânt anume? Când te-a făcut târfă, cum ai spus tu? M-a făcut târfă și mi-a zis că s-o... Panorama, ceva, nu? Mai urât în fața lui. Asta deci a fost. Aia m-a întunecat, definitiv. Deci, ce te deranja? Că nu e așa? Normal, că deci asta m-a considerat el pe mine, ori el o sta cu mine pentru profit, pentru că aveam casă și aveam pământul meu și el avea unde sta. Te-ai gândit tu? M-am gândit. Atunci n-ai mai ieșit. Atunci, în momentul ăla, nu m-am gândit, dar așa, mai altă dată mă gândeam că el numai pentru asta stă cu mine. Și îi spuneam de multe ori, zic, mă, tu dacă stai numai din interes, mai bine mai lasă-mă și găsești altă femeie. Și am spus de multe ori, am deschis chiar și divorț. Atunci m-a amenințat că mă mutilează, că îmi tai urechile, că îmi tai nasul, sau să mă gândesc că am un copil și să nu se întâmple ceva cândva la copilul meu. Și tot am stat și am suferit. El era mai mare așa decât tine? Un pic. Adică era mai puternic decât tine, era da, bărbat. Era mai făcut. Deci era frică da. De el, nu da. Erai tu normal, cea care... Normal. Adică normal, nu era o persoană slabă și îl făceai eu tu. Să-l, cum să spun eu, să-l bat, n-aș fi ajuns aici. Poate ar fi fost... Sau cum să spun eu, că am și eu frați mulți, încă am trei frați. Și-s bărbați înalți, voiniți, făcuți bine, tatăl meu la fel. Puteam să-i spun lor, să ia măsuri cu el sau așa, dar n-am vrut să-mi bag familia în problemele mele. Deci totdeauna am evitat chestia asta. El când tot îți scotea ochii în seara aia, noaptea aia de fapt, era cred că trecut de ora 1 noaptea, da, nu? Da, da. Cam cât era ceas? Și... Nu știu să zic exact. Dar oricum era vreo 1 și 10, să zicem așa, din timpul când a venit, până am mers cu băieții și când ne-am întors înapoi. Să zic așa, că era... El când a intrat în casă, ce a făcut? S-a dezbrăcat sau s-a pus pe scaun? Sau cum era când vă certați voi? O sta și în picioare, s-a jucat cu cuțitul în fața mea, s-a așezat și pe pat. Deci atunci când îmi zicea el, era pe pat. Când... Și el nu te-a văzut când ai venit cu toporul? Nu știu. Deci eu nu realizez cum, nici cum am intrat pe ușă și cum l-am lovit. Nu-mi dau seama. Încerc să-mi imaginez, înțelegi, nu? Da. Încerc să-mi imaginez ce s-a întâmplat cu tine. Pentru că cam asta se întâmplă cu toți care săvârșiți infracțiunea asta de omor. Se pune ceva în fața ochilor și nu mai judeci, da. Nu mai gândești. Da. De obicei, cam toate femeile, din cauza... acestei suferințe pe care o are fiecare. Una o are fizic, alta o are psihic. S-au adunat. Trei căsătorii ieșuate toate. Niciuna nu trebuie nici... N-am găsit o persoană care să mă înțeleagă sau să fie un om de casă. Să-mi dai ceva acum și în 5 minute să-mi scoți ochii că mi-ai dat. Sau când faci, sau când... Sunt multe. Și tu,
De acolo te-ai predat. Ce ai spus la poliție? Am ajuns la poliție, am spus că mi-am omorât soțul. Ce au zis polițiștii? Era un băiat tânăr acolo și zice, doamnă, vorbești serios? Mă las să stau întâi pe scaun. Așa i-ai spus tu? Da. Zice, stai, doamnă. Hai, spuneți, mi-am omorât soțul. Cum? Cu topor. Atunci, zice, vorbiți serios sau, zic, da, să vede că glumesc sau râd? Aveai sânge pe mâini ceva? Nu. N-aveai? Nu. Nici pe mine nu a sărit. Probabil l-am lovit de la distanță. Uh-huh. Așa, n-am avut. Probabil pe picior un pic, așa, pentru analiză, abia o găsit. Uh-huh. Și? Și a anunțat organele în drept. I-ai făcut, i-ai dat o declarație acolo, nu? Că ți-ai omorât da, soțul. Când a venit șeful de secție, de sector. Da, ai plecat cu el înapoi la locul faptei, da, acolo. Mai târziu, după ce am dat declarația, după ce a venit procurorul, după ce au venit oamenii legii, după aceea ne-a dus înapoi, dar nu, el nu mai era acolo, era luat. Cine l-a luat? Poliția l-a luat la morga. Anunțaseră ei înainte da, și au venit altcineva. Luat și tu acolo în locul, în casa respectivă, nu mai stăteai cu altcineva? Nu. Doar voi doi? Numai ce noi era, doi. Un apartament? Nu, era o casă. Era o casă, era o casă care voi. Proprietarul era la Cluj. Nu stătea acolo și răspundea altcineva din casă. Așa, deci pe el luase. Ai făcut reconstituire acolo? Da. Ai făcut reconstituire. Da. Ai avut vreun sentiment? Nu. Ți-a fost... Nu, mi-a fost nici nimic. Frică, nimic, dacă nu știu nimica, nu... N-am realizat nimica, nu... Dar ți-a părut rău? Nici asta n-ai mai avut. Nu m-am gândit. Îmi pare rău pentru fapta ce am făcut-o, bineînțeles că îmi pare rău. Dar că... probabil suferința asta care ți-a provocat-o el zi de zi, nu ai mai avut niciun sentiment față de acest om. Nu, și nici acum nu am. Deci nu... Ți-au reproșat? Au venit atunci când ai fost închisă familia lui să-ți reproșeze ceva? Nu, nu a venit nimeni. Nu? Ai tăi ce ți-au zis? Ai mei m-au încurajat. Mă încurajează și copilul și părinții. Mai ales copilul, copilul care știe ce ai trăit cu el. Nu prea știe, că nu prea făcea scandal de față cu copilul meu. A, da? Și pe urmă copilul meu la 14 ani a plecat de acasă, la acolo unde căsătorie, el lucra la patron. Tot din cauza lui, că nu erau bani, era băiatul mare, acum mai trebuia de încălțat, de îmbrăcat, să credea și el mare, și o trebuie să plece la lucru. Și după aia a început mai rău viața mea cu el. Pentru că era nu mai noi era doi altcineva. Și nu mai... Da, da. Părinții tăi, ce au spus? Plâng și mă încurajează. Îți bătrân și ei. Și ce spun? Uite, fata mea, te-am adus aici și uite ce s-a întâmplat. Nu mi-au reproșat așa. Nu? Nu. Așadar, dragi telespectatori, ați văzut-o, ați auzit-o pe Liliana, cea care a dorit să fie bine, a vrut să aibă un cămin, a vrut să aibă un soț, dar la un moment dat s-a sfârșit urât. L-a omorât cu un topor pe care nici nu știe de unde l-a luat. Nu știu dacă trebuie să o judece cineva. Eu de multe ori am spus că nu trebuie niciodată să râzi de rău altuia, ci să spui, Doamne ferește, și tu să nu ajungi niciodată așa cum sunt acești oameni aici. Sunt Mirela Ceanu și vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de mine de fiecare dată.